Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Senna's Strike Global Offensive. Astăzi vom juca un mix pe Inferno. Sincer, nu prea îmi place Inferno. De la un timp, cele mai proaste performanțe ale mele sunt pe Inferno. A fost meciuri în care am avut 0 cu 10. Am avut 0 fraguri mult timp. A fost meciuri în care toată lumea zice de mine că sunt silver, că aveam cel mai prost scor de pe hartă. Nu știu de ce, dar Inferno este o hartă pe care trebuie să aștepți foarte mult. Chiar dacă ești eru, chiar dacă ești cât. Trebuie să aștepți foarte mult, știți? Și... de asta... mă enervează puțin. În fine, mixul deja a început. Că veni vorba... am fost două meciuri, iarăși Eagle și pe am scăzut iarăși. I'm holding Arch. Unul casă și albastru ține aia. Decoys on second mid. Pushing house, all pushing house. Hey, house left. Hey. Yeah, it's in A. Don't die, bro. Oh, bravo, bravo, assassin. One on short. Oh, fuck. Short last one. Bagă-te pe stil! The fuck? Oh my god, pierdem runda. Ah, bravo, vai că am câștigat, am câștigat. Nice, man. Nice job. Am crezut că pierde runda dacă ăla se retrăgea. Era runda pierdută pentru că se juca de-a defuse-ul, dădea o dată defuse, pe urmă venea la se ascunde iarăși. Kiss if you and you barb. What the fuck, Frozen? Nu știu ce se întâmplă. Mi-am mai recăpat din skin-uri la pariuri. Puteam să-mi iau și starter cu acela vechi, însă Cold Blood mi s-a părut mai tare. Parcă era factorinul, de ce are crijelituri la apel? What the fuck? Totuși, jucăm versus un clan. Pentru că au avut strategie, decoy-uri și pe urmă rush casă. B? What the fuck? Băi băieți, voi pierdeți versus Echo? Jima, Jima, one loge. Las banana. Loi șpi, am tras 10 gloanțe în el și am dat, imediat vă spun, nu vă temeți. I-am dat 89, ăla e loi șpi la ei. De-aia am făcut și prefire, pentru că dacă era full HP, nu mă făceam așa de idiot. Nu știu ce se întâmplă cu experiențele de viață al lui ăla. Dar nici nu vreau să știu. Well, blue it's AFK. Now I'm in. A revenit. Steps house. Steps second mid now. Someone boiler or not? I am boiler. Yeah. Now I'm smoked out. No problem. Nice. Încă o rundă frumoasă făcută de echipa noastră versus clanul acesta, dar va fi un match greu. Și nu știu dacă vom câștiga. Au și lagul mare. Then play AWP, so watch out now. Da, cu siguranță cineva are AWP, noi avem Famas și pe 90 eu. Atât de schimb pe 90, dar e un blestem, știți? Dacă schimb pe 90-ul și îl lași în bază aruncat, joci groaznic. Cu orice armă, chiar dacă îl schimb cu AWP, tot joci groaznic. Dacă joci cu pe 90, tot faci un frag măcar. Grenade out.
Dau un smoke doar așa să fiu sigur că... One banana. Băieții nu sunt prea... Two banana. Rush-uri. Oh my god, m-a bătut pilonul. Ok, îmi place de portocaliu ăsta, Assassin joacă bine. Îl văd pe radar cât de bine gândește. Se dă, trage, se retrage. Un om normal ar fi rămas să facă fraguri, dar el nu. One mid with op. Yeah, they're going one short, one arch. Ok, lansă ca și pe ăla. Bra. Last health, I think. Maybe by... Ce echipă avem? Ce echipă bună avem, vezi? Și ce spuneam de pe 90? Am dat 110, 52 și 27 de damage cu P90-ul. Dacă avem altă armă sau ceva, tu pare că muream repede. Se blestemă P90-ului, niciodată să nu uitați. 4-0 versus un clan, dar toți sunt pe TeamSpeak, pentru că au nume de gay. Frederico Ribeiro, Gonzalo Almeida și de asemenea au avut strategii pe care le-au urmat cu toții. Cel mai bun, probabil sunt Wizards, ca nume de... de spaniol. Însă, doar ca să fac un exemplu, Wizards ar fi jucat... Ha! Am făcut un frag cu Heu. Wizards ar fi jucat mai lent orice fază și ar fi avut aim-ul de 10 ori mai bun. Asta e partea a doua. N-am făcut frag, Assassin eu omul pe amândoi. Dacă... A, Assassin are 10 cu 0. Asta îmi place să văd. Bra. Cu siguranță spun asta pentru că poartă sutien. Bra. De asemenea mi-am schimbat ținta după câte vedeți. Mi-am schimbat ținta. Și sensibilitatea o am mult mai mare acum. Pentru că cu cea mică eram prea constant și eram constant mediocru. Acum uneori dau incredibil. Uneori dau groaznic. Și sunt ok cu asta. One oping. Cel mai important, Molly. Watch out short, I'm watching Arch now. City smoke. City smoke to Blair. They smoked the... complete. Someone short. Yeah, I think maybe they did. Yeah, watch A. Help me guys. No! Okay. Ah, fuck! Mai vine unul. But why you go back to B? Are radiation hazard. Two air pit and one mid. Am crezut că am trăit și puteam recupera runda, știți? Acum e destul de greu. Watch out. Low time. Ăla e atât de low, oh my god. Last cap hit. Really low time. YOLO DEF. Am pierdut runda. Nu-i nimic. Am spus YOLO DEF, singura șansă care putea să mai câștige runda era să dea def și să spere că ăla îl ratează câte gloanțele, pentru că altfel era runda pierdut oricum. Și oricum ăla murea de la exploziv, deci era 0% să mai câștige runda aia. De ce nu-mi cumpăr și eu chestii? În continuare, clanul ăsta au strategii.
La 5-1 eu dacă eram în locul lor ce dam mental, dar ei nu. Bravo, legal. Îmi place să văd oameni care joacă bine. Nu! Ce m-am speriat? Dacă luam one shot, era rage mode. Oh my god. One down. I don't know, mid, down, assassin, da. Nu știu cum se spune șobolan și nu e rat, adică... Cum se numește zona aia? In before pierdeți 1v3. Vor pierde 1v3. Și dacă intrai cu un... Aia, da, lama. Rect. Îmi place că gândesc la fel ca și mine acești jucători. Habar n-aveam că este chestia asta aici, acum am văzut-o. O stâlp. Trei gloanțele prin el, probabil. Jucătorul meu preferat în această echipă, după mine, este Asasin. Dă o demonstrație live cum se ține casa. Exact așa cum ține se ține casa. Inițial ești puțin agresiv dacă îți dai seama că cei de la Tero se vor băga, te retragi, faci un două fraguri, te retragi, funcționează de multe ori și trebuie să fii destul de inteligent să faci asta. Nu ca mine care mă pun pe cătârlă și fac spray prin smoke. O fac, am murit. Hide. Ok, bombis B. Ombi. Ok, coming. Shot him. He's in the boxes. Wait, planting behind the... Yeah, go banana. Tell me when you're there. He's just... he's bunny hopping at the back side. Bomb has been planted. Flashbang. Throwing flashbang. Throwing smoke. Dark. Grenade. Good job. Someone is dope. Well, I don't find it. Bra. Cât e scorul? 7-1. Nu e rău pentru că... Don't worry. I got this, bra. Ce spuneam? Nu e... Nu suntem câștigați pentru că jucăm versus un clan. Bra, we got this. Și vor juca mereu strategic bine. Asta eu și braii mei vom câștiga. Sper. One second mid. Cum? 18 HP, that guy. One's barbecue. Planting now. Ce regle dă? Good job, bro. These guys are retarded, dude. I saw that. I know, right? Like, just push through the smoke and kickled him. Cel mai bun clan. Europa. Ăla împinge prin smoke, ăla nu înțelege ce se întâmplă. Nu știu, măi băieți, cum ați ajuns să... N-are bani, pam, eu aproape am 16k. Și asasina are aproape 16k. Opt la 1, băieții care împing prin smoke. Nu e ideea, era să împingi prin smoke, dar... Când știai sigur că cineva ține poziția aia, e destul de mâine. Nici eu n-aș face-o. MB4 împinge prin smoke. L-am auzit aceea. Sorry. A dat KVP-ul prin smoke sau ceva? A, nu, scope. Low nu scopul. Modul care decurie acest match și vom face și un Overwatch pentru că îi distruge. Tu performi. I'll take your bottle.
Are you mad or not? Chiar îmi place echipa asta. Am mai ajuns ca să știți, meciul de promovare la Eagle a fost cu niște tip foarte treabă și am vrut să-i adaug, dar aveam lista plină de prieteni și n-am putut să-i adaug. I-am niște tip foarte de treabă și după acel meci am promovat la Eagle. Și... a fost tare. Pop down mid. I'm coming, dude. Fuck. Is someone rotate to A, guys? I think it's someone rotating to B. I don't know. Yes, sir. Watch out, Arch. One's still bottom of banana, but all. Bomb is down. Banana A. Fuck. One short, one side. Oh my god. Legal, egal, Ken, yes. No, chiar joacă bine echipa asta. He scared me. He got me. They're backing short, he's being short now. Oh. You have bomb in the house. Îi dă cap cu câți dă prin smoke. Salt. Salty boys. Ok, Lega joacă bine. Cred că sunt... dacă e Distinguished Master Guardian, atunci a scăzut de la Eagle ca și mine. Sau cred că e Eagle. Cum am pierdut cele două meciuri la Eagle, vă întrebați? Primul meci, 16 la 13, a fost cel mai prost meci din istoria vieții mele. Erau doi Global Elite. Eu, unul la echipă, unul la echipă. Era tot Inferno. Și am avut undeva la 12 cu 14 și eram ultimul. Și în meciul ăla m-au întrebat dacă sunt silver. Și am spus da, sunt silver. Pentru că era prea mare umilită să spun adevăratul rank al meu. Și următorul meci, Miraj, mi-am dat seama că vom pierde meciul. Vedeți, câștigăm prima rundă. Rămân în bază să țin spatele că veneau prin casă pe Miraj prin spate. Vine unul cu pistolul, cu USP-ul de la cât. Eu aveam... Galil. Și îmi dă două one shot-uri direct. Mi se vedea de capul direct două one shot-uri. Eu n-am apucat să trag. I-a tras două gloanțe. Eu n-am apucat să trag un glonț. Și mi-am dat seama că nu e de mine meciul ăla și arma au distrus. Meciuri ca astea îmi plac. 10-1. Easy win. A, încă sunt 5 în viață. Nu mai merge ca pe CS16 să apeși acolo. Oh my god, îmi dă one shot. Nu știu, nici nu am atins. Trebuie să trag, dar mi-a dat one shot. Unde, ce să fac? Oricum, ținea ținta sus și mi-a dat one shot, înțelegeți? One short. Uite, au flash-ul, adică și-au dat flash unul la altul ca să intre. Oh, no. Nu e chiar cel mai groaznic, cea mai groaznică echipă. Probabil bat echipe precum NiP acești jucători. Au strategii asemănătoare, tech prin smoke, bomba pusă. În fine. Leandro Rosa este un fel de Kenyan al lor. N-a ajuns unul să facă 10 fraguri măcar. Ribeiro este aproape. Vorba foarte bună să ții casa pe Inferno. Să-mi iau AVP. Am eu AVP. Am un nou AVP. AVP boom. Am câștigat la pariuri. Oricum, tot am ieșit pe minus, chiar că m-am câștigat câteva chestii. Pentru că nu mai am nimic pe CSGO Lounge. AVP pe mid. Am crezut că se va fi puțin mai în spate, știți? Bomb is down, banana. Wow. Legal, hai cu de legal.
Legal, cel mai bun jucător din lume, confirmat. Opus dead. They might have bomb now. Da, au bomba. Nu știu, eu am făcut o greșeală să cred că... încă nu au apucat să iasă, pentru că ei deja ieșeră pe mid. Ăla, AWP-ul meu. Bombis down. Uite, iarăși. Oh my god. So bad. So bad. The push. Prin smoke. Hai să fac altceva. Cu AWP-ul. E frică să mă bag pe mid. Sunt două, nu, două locuri. Sau trei locuri pe care le urăsc cel mai mult cu AWP-ul. Asta Inferno pe mid. Nuke afară și dați doi când ești cât pe mid. Mereu mor în pozițiile alea. Și ceea ce iubesc cel mai mult cu AWP-ul când sunt este rampă cu AWP-ul. Pe Nuke este aur. Orice aș juca, dau minune. YOLO swag 420. Mă duc puțin de apus, înțelegeți? Atât cu... ah! Îl vedeam, l-am văzut pe radar, vă dați seama? L-am văzut pe radar și pe urmă am început să trag în el. 12 la 2. Mă face și un Overwatch. Cred că am în jur de... are you mad or not? 620 de ore jucate în CSGO. Și 200... nu, 225 de victorii, ceva de genul. Dacă și acum mai intră unul pe mid. Oh my god. Oh my gosh. Nu știu, sunt eu la momentul de față. Nici nu mai am chef să fac ceva. Yeah, he's hit. Hit like Peter. Ah. Fuck, trebuie să-l văd pe ăla. He's on A. He's on A. Wrecked him. De ce când merg și apăs scapa, nu se aude nimic? In before plan B. Oh shit, it's B, bro. We lost this. Oh shit, bro. We lose, he wins. Oh no, bro. Unde e ăla, mă? What the fuck? Ei, din HP. Good half. Good half. Nu știu cum nu l-am omorât pe urmă. Bra. Bra. Poem te no caralio. De la un timp consider că e mai bine să cumperi P250 și Heul în prima rundă când ești Tero. De ce? Pentru că cei de la cât în mod normal vor vrea să trimească doar cap, pentru că vor avea USP. Și oricum tu ai armură de cap, deci dacă te eliminezi cap ai murit. Deci ce rost are, știți? Dacă ar muri și ăla. Ok, i-am dat hit aparent. Wow, ce headshot. Și el a spus, oh, era pe mine. Da, era pe mine, vedeți? Că a spus că-mi da nebunia aia. Pare spre la 2. It's over, boys. Îmi iau... am și skin și pe asta. Am skin aproape pe orice armă. Pentru că le-am scos pe toate de pe CSGO Lounge. Și nu mai am nimic acolo. Mai am vreo 5 euro pe cont, însă îi păstrez pentru următoarea operațiune.
Dude. I'm so fucking... M-am oprit pentru o secundă ca să poată să treacă ăla, dacă nu-i de Dante K. Ok, we just got right back. Get back. Out! Cum? Kill him. 5 damage. No. The help. Nice, Gobi. Nice, Gobi. Touch or kick. Counter-terrorist kick. Lol. Am și water elemental pe Deagle. E field tested, cred. Don't stop. Fuck them. Right in the pool. Don't stop. Exact asta vreau să cânt și eu. Doamne. Îmi place mult mai mult Deagle-ul Crimson Web decât conspirații care l-am eu. Vedeți cât de frumos arată, de exemplu, acest scâză. I-am dat cap, mă. El dă așa cu SP-ul. Get weapon. A new boss. No, cutica. Da, a fost un eco bun, am scos două arme. But we need one more. Bro. Nu am bani să mai îmi cumpăr un Deagle, băieți ăștia ar avea bani să-și cumpere un Deagle. Fuck. Asta este. Mi-a stat destul de somn, deși era 8 jumate. Avem pe un Deagle of them. One more CT. Just go one along. I'm on A. One house. A dat cu căzâul! Eu l-aud că a terminat de tras și a dat cu căzâul, știți? Oh my god. Wow. So bad. Wow, assassin. I didn't even hit him. Three one digs. I'm going to turn on my cheese right now. The one digs are going to come. Da, nici eu, am văzut că nu l-a atins asta simplu. Să-i dea one dig peretele. Good server 2010. Best one dig ever. This game is broken. 64 dig. Oh my god. Alright, let's buy. Hai să câștigăm. Poate, poate, chiar sunt Wizard, cum am spus, și-au bătut joc de noi până la 14 și acum ne vor distruge complet. Se poate întâmpla și asta, știți? Care sunt șansele mici de tot și sper să nu se întâmple asta. Să nu fie adevărați Wizards. Oh oh. Ok, o să folosesc o psihologie care... El este AVP în casă. Bruh, what we doing? I don't know, bruh. This sucks. A fi foarte greu pentru ei să câștige totuși 11 runde la rând, pentru că the fuck? I-a spus low HP și avea viața full. We'll win one soon. Let's just rush mid. Yeah, it's a good idea. Alright, rush mid again, alright. Nu bag iar primul, voi muri cu siguranță, dar să le dau curaj.
lock, dude. In the lock. Open the right. I'm so wiped. One left side here, shotgun. Yeah, yeah, Frederico Ribeiro. Mori odată, idiotule. That was balcony. De ce rămâne... Mereu rămâne Frozen în ultimul. Hai să câștigăm. Deja mă tem. Come on, guys. Ar fi cel mai nebun comeback din istoria acestui joc. Eram să vă aveți comentariul ăsta, deci pur și simplu îi cunosc prea bine pe ăștia, deși am jucat cu ei de 30 de minute. Mama, a făcut exorcizare live ăsta când l-a omorât. De ce nu e nimeni acolo? De ce m-a aruncat aia? Ăla deja e na. He's on the left, in smoke. Oh my god, this guy's cheater. Teammate, dude. You're needing a teammate, dude. Oh. Bruh. Where is he? I'm playing, I'm playing, I'm playing. In before Romola din casă. Oh my god, there's a blind guy in library. Library. El este legal și a dat bine. Aia era arma mea. 15-7. Cel puțin scoatem egal. Oricum, cred că sunt pe TeamSpeak vreo 2. Cred că a primit 2 sunt pe TeamSpeak. O să dau rush în B, YOLO swag for 20. Mid down, bro. He went back. Iar așa a murit primul. Deci arma asta e de la prima rundă de când, de la a doua rundă de când am fost hero. E cu siguranță arma care trece cel mai mult. A fost luată din generație în generație, de la om mort la cel mai prost smoke. Legal. Am impresia că asta va fi ultima rundă. Uitați-vă că vă spun, asta va fi ultima rundă. No, nu va fi ultima rundă asta. Wow. Mid. Rect. Cheater. Nu știu că s-ar putea să fie activat Leandro. Cheater. Frozen called it, so he's cheater. Easy. Not high. Rush B? Da, asta mă gândeam și eu. De asta a luat căză. Fuck them. Don't stop. Don't stop believing. Don't stop believing. Vedeți? Vedeți? De ce echipa asta gândește mereu ceea ce gândesc eu? Dă-te din fața mea! What the fuck? Eu n-am putut trage. Mereu mor în hard, mă fază ca asta, vedeți? Nu pot trage, să mor de AVP. Ce scor am? 15 cu 17. Astea o poți mai relaxată. Scaunul meu scârție ca și satana. Am făcut un frag. Rect. He peaked when I reloaded. Bravo. Want an HP.
Only 10, my friend. I'm only fucking 2, my friend. He only Oh. RIP! Cheating! I tell you, cheater! Cheater. Nu e aceeași persoană. Nu e aceeași persoană, nu cred că e cheater. Alright, I'm mopping mid again, I'm killing this bitch. Eu încă n-am bani, am pierdut vreo 10 runde la rând, dar eu n-am bani. This guy, he blocked me and... Dar nu i-a făcut un bloc. I-a făcut celălalt bloc. Meciuri ca asta, de ce am eu? Up down mid. Nice, bro. I'm good as a pro. One more long. Hai să nu ne blocăm. Ce mai nebun așa din joc. Trebuie să ia cap, nu știu ce n-am la cap. Good job. Just win this shit. I'm setting the bomb. Flashbang. Mouse mi se blocase. Frozen, go 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 go. Fuck. Construction. 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 Oh my god, I'm too drunk. His low health is looking at you. He's coming by truck now. Push that, truck. Are wall de știi toate chestia asta? Nice shot, speedy. Da, adică the fuck is the truck, you saw him truck. Oh my god. RIP. Oh, he dead. Oh, he dead. He's so dead. Oh my god. Dar de ce a pus bomba acolo? You said low health. He was. No. At the 27 and 1. I dat 27 damage și a spus low HP. You need up, bro. I need a drop, like a drop. Yeah. Pussy. We need the up, bro. Eco. Yeah. Eco. Oh. Oh yeah. Okay, yeah, eco then. Let's eco by guns, yeah. Yeah, let's do this. let's just win, like, come on. Let's rush house all. It is not very hard. Oh, okay. They're mating the shit out the middle. I take off. Wait. He's pushing balcony. Smoke, good. I am throwing smoke. Mid, push him, kill him, kill him! Right side, right side! Ah! Shoot through! Good job. Library side. If you lose this. Bro, kill him. He's low health, low health. Oh my god. Oh my god. Where is this? Left. Oh my god, he was low health! Cum o să vrei să-i dai lama? Oh my god, bro. I killed two people there. Cum să-i dai lama în poziția aia? Adică nici nu mi-ar părea rău dacă am pierde meciul ăsta. Nu mi-ar părea foarte rău. Oh my god, Phoebe is so kind. So kind, much wow. Smoke. Boss, you want to eat my mushroom? Throw in smoke. Nine. And the prison. He hits me through two smokes. This is cheater. Cheater. What the fuck, mate? Gold is allowed. Nu trebuia să. Câte runde le-am aruncat pur și simplu.
Ok, asta este runda pe care o câștigăm. Haideți, băieți. Haideți să câștigăm meciul. Uite-l pe Pums, cât de pe GL Europa 2015. Kobe, Kobe. Yeah, only two one, let's Kobe. Dacă nu m-aș băga mereu primul sau n-aș muri la bulan prin... Oh, he's playing corner, corner. Right there. Oh my god. Liga. Liga. Need to be faster. This a pro. Oh! Counter-terrorists win. Bruh. Nice try. He's... They're losing, they're hacking. Eco or play? Tell me, my friend. So I guess we're buying. Liga, can you drop me an AK, please? Got no money. Chicken out of fun. Oh my god, n-am aruncat bine smoke-ul. Voi rămâne ultimul. Mai mă bag primul. Stau aici, aici mă poate nimeri AVP-ul oare? Cred că aici nu poate nimeri AVP-ul. He's pushing house. Acolo, bă, dar nu pot să cred, dar crezi că mă ajută băiatul meu. A rămas paralizat pentru că nu știam cum a murit fără să-l omoare al nostru. One shot. Oh my god. 15 la 13, vă vine să credeți? This guy's jumping and he gets a headshot. Clanul lui Pește, o să facem egal cu ei. Dacă nu face o minune. Tragem noi amorți. Odată dacă ar câștiga liga la acum, ar fi the best. Fake plant. Aproape. Low HP. Dacă am făcut și noi ceva damage, poate liga lui omora. We need to rush. Okay, let's rush play, B. Play, play. I'll smoke city spawn. Haide. Hai stau și eu o poziție normală, nu mai stau așa relaxat. Be quick and get the two guys. One plays city, one plays side, maybe coils, I don't know. Da, mă, băi, dar eu mereu mor că nu pot trage că voi sunteți în fața mea. I'm gonna pick mid. In before mort. No man, I'm rushing. Enough. We need to rush. What? What? You guys not rush? Smoked him, these guys are bitches. Let's get smokes. Throw smokes, guys. And no money, bro. One's right side, right side. I'm flashed. One's coils. See, why is everyone stopping? You know, I was pushed in. I killed him, I killed him. Coils. Coils, coils. The fuck is that? The two fucking spindles or whatever. On coils. They play 3B. Bomba vieții. Just plan. Watch one another. Don't peek, don't peek. Nano okay, left. He's banana. If you lose this. No, he's just gonna kill you both, right? It's all pick. GG guys. I still got good game. And I'm eagle. I'm eagle right now. Oh my god, I'm insane. Yeah, eagle? Yes. Ah, l-a crescut. Tocmai a crescut. Yeah. Ah, dar uite ce rancuri de lore aveau ăștia, frate. Dacă n-ar fost clan, era altceva.
Da, Frederico avea AK. N-a așa chiar mega fantastic, însă chiar asta a câștigat și chiar am disat în acest match. O să facem și un Overwatch scurt și o să încheiem episodul. Vom da viteza mai mare pentru că vreau să fac un Overwatch de 10 minute cât durează de obicei. Așa biceps pe stream. O să mă uit după ce termin de filmat. Și care încă nu știți, Virtus Pro este echipa mea favorită din CSGO. Wow, 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 nu cred că e a lui aia, dar în fine. The Suspect. Are Flip Knife Crimson Web. Nu sunt așa sigur că e codat. No, până acum nu se vede nimic. A tras bine. Hai să dăm demo UI. E deja puțin mai mare. 2x. Și dacă e ceva suspect, opresc. 4x chiar. Că nu mai vine nimeni pe aici. Oh, fuck, trebuie să văd aia. Dăm puțin în spate. Dacă nu s-a fi blocat, am făcut o greșeală. S-a blocat și s-a stricat tot asta. Ok. Aparent am stricat chestia asta. Îi dăm încă o dată. Dăm 4x până acolo și pe urmă dăm încet ca să vedem fiecare fază. Destul de șmecher Crimson Web-ul. Nu mi-a picat nimic din noua operațiune. Adică nu din operațiune, din chestiile alea noi care s-au băgat cu sunete și chestii. Dacă mi-ar fi băgat, eram un om bogat acum. Voi opri acolo unde rămâne el singur, hai să vedem. Aici. Puțin mai față. Aici, hai să vedem. Nu, ce la cât îi intrați și voi în A-n ăsta, în B-a-n ăsta? Acum, acum, cum intră? A dat normal. Nu, no, nu, deja nu are cod deloc aproape, așa se pare. Și nu părea avea de să ai cod când ai un Flip Knife Crimson Web. Să mai vedem și aici e important. Da, ține ținta sus, joacă bine. Acolo ține ținta în mod normal. Când trebuie scoate pe mid. Are USP. O să-i dau de report că are wall și aim. Doar pentru faptul că are USP și nu pe 2000. Glumesc, și eu am jucat foarte mult timp pe USP-ul. Moare. Aștept acum decât, uite cât de bine dă. În fine, eu aștept acum decât momente de alea în care poate se activează o secundă și pe urmă oprește. Pentru că aim nu are și nici wall nu are. E undeva la Eagle. Ca și letalul ăla din echipa noastră de meciul trecut, care după ce a făcut 40 bomb a crescut imediat la Eagle. Oh my god, au echipă. Adică clan șmecher. Nu poate trage din cauza la bara aia. Epic. Dar el face normal. Deja nu mă interesează ce se mai întâmplă, pentru că știu că nu are nimic. Ok, a murit. Mai aștept vreo fază mai dubioasă. Nici nu s-a văzut chiar și pe viteza asta că nu l-a verificat pe ăla, pur și simplu pe urmă s-a uitat. Aici e interesant să văd cum dă. Dă bine. Asta e tot ce pot spune. S-a văzut, adică în mod normal aici că n-avea cum să știe pe acolo, dar s-a văzut că l-am pușcat pe primul, l-am văzut și pe al doilea că se ducea în dreapta ascuns. 8 de pentru Tero. Este un match în care îi distrug. Da, are și crosser placement-ul fantastic.
Ok, e da oraș, da câtă. Nu știu, cineva a spus ultima oară când am făcut Overwatch că te uiți pe Overwatch doar pe cei de rancul tău. Nu e adevărat. Eu, Distinguished Master Guardian, mă uitam undeva... Da, adică nu poți să te uiți, de exemplu, dacă ești Distinguished Master Guardian, nu te uiți pe cei care sunt Silver 1. Ai, sunt luți băcelor care sunt Gold Nova 1. De la Gold Nova 1 în sus poți primi Overwatch 105 de victorii. Însă eu mă uit undeva între limitele Gold Nova 4 și cu una sub Global Elite, aia, Super Master, nu știu ce. Deci pe ea mă uit pe Overwatch. Și ăsta cred că e undeva cu un rank sau două mai mare ca mine. L-a făcut, nici adversariul nu dă rău. Hai, dați-mi deja că nu mai are rost, știu sigur că nu are nimic. Și e clar că dă bine. Cât de ciudat arată pe viteza asta, vezi? Are și flash-uri, dar va muri. Încearcă lamă. Ok, s-a terminat cu moartea lui ăla din lamă. Nu are nimic, nu are nimic, nu are nimic și nu are nimic. Un băiat de treabă care joacă bine. Asta este. De asta spuneam cu muzica. În fine, aici se încheie episodul. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați un like și să vă abonați. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.